Modul în care putem să înțelegem mai bine lucrul este făcând diferența între lucrarea lăuntrică a Harului și lucrarea externă a Evangheliei. Lucrării externe a Evangheliei se poate împotrivi oricine. Vă aduceți aminte ce spune Ștefan în predica lui din Fapte, capitolul 6? Când predică Ștefan evreilor și ca urmare a predicii lui suferă moartea, nu se spune că Ștefan e primul martir, Ștefan spune, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și unii care spun, domnule, nu există niciun har irezistibil, de ce? Că Biblia spune că noi ne împotrivim întotdeauna Duhului Sfânt. Mă, tu ești arminian, cum poți să afirmi acum totala depravarea omului? Dacă afirmi că omul se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt, înseamnă că omul este total depravat. El întotdeauna când e chemat de Dumnezeu, el întotdeauna se împotrivește. Deci același om care este împotriva harului irezistibil și împotriva totalei depravări, vrea să nege doctrina harului irezistibil, afirmând doctrina depravării totale. Da? Când eu mă duc și spun, păi uite, tocmai a afirmat totala depravare. Nu, că totuși sunt anumiți oameni care îl caută câteodată pe Dumnezeu. Deci se împotrivesc cu oamenii totdeauna Duhului Sfânt sau nu? Asta este întrebarea. Eu spun, da, oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. Asta este depravarea totală. Oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. În ce fel? Se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt prin lucrarea exterioară a Evangheliei. Un om mort în greșelile și în păcatele lui, orb la frumusețea Domnului Iisus Hristos, când eu vin să-i predic despre moartea Domnului Iisus, zice, este o nebunie. 1 Corinteni, capitolul 1 și 2. Este o nebunie, o prostie, un răufăcător, un revoltător. O murit să ia păcatele noastre. Vezi de treaba asta, e o nebunie, o prostie asta. Dumnezeu și-a abuzat propriul copil, spun unii oameni. Și-a abuzat propriul fiu. Și voi spuneți că asta este mântuirea oamenilor. Este o nebunie asta. Asta este reacția naturală a tuturor oamenilor. Oamenii vor respinge dintr-un motiv sau altul Evanghelia întotdeauna. Dar Evanghelia predicată urechii, minții omenești. Minții omenești. Harul irezistibil spune că pe lângă, în plus, împreună cu această predicare a Evangheliei, este o lucrare secretă, lăuntrică, invizibilă a Duhului Sfânt în inimile noastre. De asta câteodată noi spunem noi, domnule, în ziua aceea sau în momentul ăla sau la predica aceea sau în seara aceea am înțeles mai bine nu știu ce. De ce ai înțeles mai bine? Predicatorul nu a explicat și altă dată la fel de bine? Nu asta e problema. Faceți aminte, Domnul Iisus spune în Luca 24, când mergea cu era cu ucenicii pe drum spre Emaus, ei povestește, spun, nu ne ardea inima noi când ne tălmăcea Scripturile. Deci nu era doar o explicație pentru minte. Era o deschidere a inimii. Li s-au înflăcărat inimile, le-au luat foc inimile. Iar apoi când stătea cu ei, spune Scriptura că le-a deschis mintea. După aceea spune, le-a deschis ochii. A fost o revelare a Domnului Iisus Hristos și a învățăturii cuvântului Dumnezeu înăuntru, în inimă, nu numai cu mintea.